Noile venituri care se iau în calcul pentru pensie. Se va recalcula automat, cu cerere la Casa de Pensii. Noi precizări de la CNPP despre recalcularea pensiilor prin valorificarea veniturilor și sporurilor nepermanente. Ce trebuie să știe pensionarii care au depus adeverințele de vechime? Noi informații despre recalcularea pensiilor folosind veniturile și sporurile nepermanente. Casa Națională de Pensii Publice, CNPP. A anunțat informații despre recalcularea pensiilor folosind veniturile și sporurile nepermanente. Legea NR360-2023 a introdus o noutate. Acum este posibil să se ia în considerare veniturile și sporurile nepermanente pentru recalcularea pensiilor, dacă pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Conform articolului 155 din această lege, recalcularea pensiilor, în termen de șase luni de la aplicarea legii, Pensiile menționate în articolul 144 se vor recalcula automat. Aceasta se va face pe baza adeverințelor care respectă condițiile legale. Se vor lua în calcul sporurile și veniturile nepermanente, sau veniturile lunare, brute sau nete, realizate înainte de 1 aprilie 2001, pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Aceste venituri nu au fost incluse până acum în calculul pensiilor. Data de începere a drepturilor recalculat Pensia recalculată va fi aplicată începând cu data la care legea a intrat în vigoare. Așadar, în esență, pensiile vor fi recalculate ținând cont de veniturile nepermanente pentru care s-au plătit contribuții, iar această recalculare se va face automat în termen de șase luni. De ce trebuie să țină cont pensionarii? Pensionarii trebuie să țină cont de următoarele tipuri de sume. Formele de plată. Plata muncii poate fi făcută pe mai multe căi, cum ar fi, pe bază de contract, în acord, pe unitate de muncă, cu bucata, în rege per proiect sau pe oră, folosind tarife sau procente. Premiile. Inclusiv premiile anuale și cele date pe parcursul anului pentru realizări deosebite. Recompensele. Acestea sunt sume oferite pentru anumite merite, dar în mod limitat, în anumite sectoare de activitate. Al 13-lea salariu. Acesta este un salariu suplimentar care se oferă o dată pe an. Ore suplimentare. Aceasta se referă la sumele plătite pentru orele lucrate în plus față de programul normal. Sporuri pentru profesori. Este vorba despre sporurile pentru cadrele didactice care se ocupă de practica psihopedagogică și de formarea continuă a învățătorilor și educatorilor. Indemnizații pentru muncă nenormată. Acestea sunt plăți pentru munca care nu se încadrează în programul standard. Alte sporuri. Se includ și alte sporuri care nu sunt permanente, dar pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale. Acestea se pot lua în considerare doar dacă sunt dovedite printr-o adeverință, conform unui model specificat în lege. Care sunt condițiile necesare pentru adeverințe? Aceste condiții sunt stabilite în. Modelul de adeverință din Ordinul Ministerului Muncii NR 487-2021 pentru adeverințele emise înainte de 1 septembrie 2024. Modelul de adeverință din Legea NR 360-2023 pentru adeverințele emise după 1 septembrie 2024. Astfel, se subliniază că este important să aveți adeverințe corecte, conform acestor modele, pentru a putea beneficia de recalcularea pensiilor. Despre adeverințele care dovedesc veniturile lunare realizate, emise înainte de 18 iunie 2021, aceste adeverințe pot fi folosite pentru stabilirea sau recalcularea pensiei, conform legii, chiar dacă nu respectă exact modelele menționate, atâta timp cât conțin informațiile necesare. De exemplu, dacă o adeverință valabilă și legală, emisă înainte de 18 iunie 2021, include detalii despre veniturile lunare, defalcate pe salarii și sporuri. Dar nu specifică că aceste venituri au fost plătite din fondul de salarii, pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale, dar arată că s-au reținut și plătit contribuțiile, atunci această deverință poate fi folosită. Aceasta se poate face pentru că deverința conține informațiile necesare pentru calculul pensiei și a fost emisă conform reglementărilor legale anterioare. Ce trebuie să știe pensionarii? Dacă adeverințele conțin doar sporurile care nu sunt permanente și nu menționează salariile lunare realizate, atunci aceste adeverințe nu pot fi folosite pentru calcularea pensiei, deoarece nu au toate informațiile necesare, conform legii. Despre data recalculării pensiei în baza acestor adeverințe. Pentru adeverințele depuse la casele de pensii înainte de 1 septembrie 2024, acestea vor fi luate în considerare automat începând cu data de 1 septembrie 2024. Pentru adeverințele depuse după 1 septembrie 2024, pensia va fi recalculată pe baza unei cereri, începând cu luna următoare înregistrării acelei cereri. Ce înseamnă termenul de șase luni? Acest termen este stabilit de lege și obligă casele teritoriale de pensii să facă recalcularea automată a pensiilor pentru adeverințele depuse înainte de 1 septembrie 2024. Totuși, asta nu înseamnă că pensionarii nu pot depune adeverințe după cele șase luni. Dacă o persoană depune adeverințe și o cerere de recalculare a pensiei după acest termen, noua pensie va fi calculată începând cu luna următoare înregistrării cererii.